Păcatele nemărturisite de Sfântul Ignate Brancianinov. Păcatele nemărturisite, săvârșite ca în întuneric, cu înlesnire se întâmplă iarăși. Prin mărturisirea păcatelor se strică prietenia cu păcatele. Ura față de păcate este semn al adevăratei pocăințe, al hotărârii de a trăi într-o virtute. Dacă ai dobândit deprindere cu păcatul, mărturisește-te des și de grab vei fi slobozit de robia păcatului, cu ușurință și cu bucurie vei urma Domnului Iisus Hristos. Cel care își trădează iar și iar prietenii va fi vrăjmășit de ei. Aceștia se vor îndepărta de el ca de un trădător care caută desăvârșita lor pierzanie. De la cel ce își mărturisește păcatele, acestea se depărtează, fiindcă păcatele se întemeiază și se întăresc pentru fia firii căzute, nesuferind să fie date în bileag și rușinate. Cel care își îngăduie să păcătuiască de bună voie și într-adins, în nădejdea că se va pocăi, acela viclenește față de Dumnezeu. Pe cel care păcătuiește de bună voie și într-adins, în nădejdea că se va pocăi, îl va lovi fără de veste moartea, fără să-i lasă vremea pe care s-o cotea el, că o va închina faptei bune. Prin taina mărturisirii se curăță cu desăvârșire toate păcatele făcute prin cuvânt, prin faptă și prin gând, pentru a șterge din inimă deprinderile păcătoase care s-au înrădăcinat în el prin îndelungata adăstare, e nevoie de timp, e nevoie de pocăință stăruitoare. Pocăința stăruitoare înseamnă a avea mereu Duhul înfrânt, a lupta necontenit cu patimile și simțirile cu care te împresoară patima păcătoasă ascunsă în inimă, a să înfrâna simțurile, trupești și pântecele, a te ruga cu smerenie, a te mărturisi des.